Timp de două zile, Curtea Bibliotecii Județene Ovidiu Sușeanu Hunedoara Deva a fost însuflețită de energia, bucuria și emoția a sute de copii, părinți, bunici și dascăli care au participat, dar care și-au adus și aportul la organizarea și desfășurarea ediției din acest an a atelierului lui Moș Crăciun, o adevărată lecție de altruism, dar în același timp și de educație financiară și antreprenoriat. Atelierul lui Moș Crăciun s-a născut, de fapt, ca un răspuns la nerăbdarea și bucuria copiilor, care încă mai simt și trăiesc emoția sărbătorii Crăciunului. Curtea bibliotecii, decorată, s-a transformat într-un veritabil tablou viu, sărbătoresc, plin de forfota și zâmbetele calde ale micilor artizani, care și-au pus o fărâmă din suflet în fiecare lucrușor care a ieșit din mâinile lor. Crăciunul este tot mai aproape. Bucuria acestei așteptări copiii o exprimă în diferite moduri. Unul dintre ele fiind plăcerea de a dărui, de a aduce un strop de lumină în ochii celor dragi. Așa lua naștere atelierul Moș Crăciun, pe care Biblioteca Județeană Ovidiu Sușeanu, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara și în parteneriat cu Colegiul Național Deceval, l-a organizat în acest mijloc de decembrie, aici în Curtea Bibliotecii Județene. Ca orice atelier care se respectă, și acest atelier a avut meșteri îndemânatici, care și-au pus talentul, imaginația și generozitatea în realizarea unor obiecte cât mai diverse care să aducă în lumină bucuria venirii Crăciunului. Le suntem recunoscători micilor meșteri artizani de la Colegiul Național Decebal, profesorilor care au îndrumat, pentru că prin talentul lor și în acest an au reușit să creeze o atmosferă sărbătorească aici în incinta Bibliotecii Județene. Ca orice atelier care se respectă, și acesta a avut meșteri îndemânatici din mâinile cărora s-au născut, create cu ingeniozitate, migală, multă imaginație și talent, globuri, îngerași, clopoței, steluțe, oameni de zăpadă, baghete magice, brăduți de Crăciun, jucării, mici tablouri, împletituri și piese textile, toate fiind etalate timp de două zile pe numeroasele standuri din curtea bibliotecii. Atelierul lui Moș Crăciun s-a dovedit a fi mai bogat, mai animat și chiar mai diversificat decât târgul de Crăciun al primăriei. Ba, după cum au mers vânzările, chiar mai profitabil pentru micii comercianți. Ce vindeți voi aici? Niște ornamente, ceva. Turtă dulce, boboane, tablouri. Ce ați cumpărat? Acum am luat o coroniță, am luat dulciuri, nepoțica mea și am și nepoțelul care vinde. Da. Și cumpăr de la toți câte un pic. Da. Vă place? Foarte, e prima dată când a participat la nepoți, că la copiii mei nu era. Da. Și acum zic, hai să cumpărăm bunii la toată lumea. Până și cei mai mici vizitatori s-au pregătit pentru venirea moșului. Să cânti? Pe de gabe, a dorit pe mine, cine adune, daiuri, ute, dorite și băieți. Și băieți. De mare trecere s-a bucurat ciocolata caldă, ornată cu frișcă, precum un pom de Crăciun. Deci ați cumpărat? O ciocolată caldă cu 7 lei, dar uitați dumneavoastră, frișcă de toate și are și vin în ea. E pe deascuns așa vinul. Da? Da. Nu cred. Da, serios, ui. Ce mai merită cumpărat? Să încercați. Noi vedem acum ce mai este, că să ajutăm copiii. E clar. Deci, cumpărați ca să ajutați copiii. Da, normal, normal, normal. Și să pleci un pic așa, să aibă un pic de ambiție în viață. Da. Să vadă că dacă muncești... Da, se poate. Răvălit, ai prăjitura mea preferată. Da. Și ați luat două. Două, că așa e oferta, 5 lei, două bucăți. A. E și foarte ieftin aici la târg. Da, mami. Ciocolată caldă. Și ciocolată caldă. Spune-mi, ce-ai vândut astăzi? Un de zăpadă din sosetele lui mama preferate. Și am mai vândut niște sticluțe cu scripii și paiete și niște globuri cu moșul, cu steluțe, cu om de zăpadă și cu ren. Wow, ai făcut o grămadă de bani. Știu. Și ce faci cu banii? Ce faceți voi în clasă cu banii? Ca să mergem într-o excursie cu clasa. În primul rând oferim spre vânzare, în al doilea rând cumpărăm din ce au pregătit copilașii. Ce oferim spre vânzare? De la fursecuri, brioșe, chestii de artizanat, brățărele,
lănțișoare, toate pregătite de copilași cu sprijinul părinților. În atelierul moșului și-au făcut apariția și metode noi de creație, câțiva elevi reușind să creeze două tablouri tematice superbe cu metoda picturii cu diamante. Diamond painting, făcute cu un fel de pix și iei aceste biluțe și le puneți pe o lipici. Acesta a durat aproape o săptămână, iar ăsta vreo câteva zile. Liber sau când ai făcut? Da, în timpul liber sau în seara. Avem niște breloguri tot diamond painting-uri, turtă dulce, ciocolată caldă, prăjituri și astea, cum se numesc? De astea din hârtie, făcute de colega mea. Bravo, origami, da? Da. Origami. Și tablourile alea. Da, da. Frumos, frumos. Sper să le vinzi. Da, adică să le vindem toți. La mare căutare gogoșile, toată lumea mănâncă gogoși în târg. Da, am observat din anii trecuți că le plac produsele astea care le pregătim noi acasă, gogoșile, langoșile cu brânză, și ne-am gândit că și anul ăsta facem față cu ele aici și se vede că trec destul de bine. Ne bucurăm că se caută produsele astea. Ai ajutat-o pe mami la făcut gogoși? Desigur. Da? Da. Și poți să-mi spui cum se fac gogoșile? Da. Cu apă. Drojdie. Drojdie. Făină. Ia uite. Puțin zahăr, puțină sare. Și un pic de lapte. Și un pic. Și un pic de lapte și... Apă? Și zahăr. Da, făină am zis. Da, da. Bravo. De la un eveniment dedicat sărbătorii nașterii pruncului Iisus, nu puteau lipsi nici colindele, așa că mici artizani și cofetari și-au etalat și veleitățile de colindători. Evenimentul de la Biblioteca Județeană s-a încheiat în această seară și a fost organizat cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara în parteneriat cu Colegiul Național Decebal Deva.